concentrat. Și mai cu seamă la Botoșani am foarte mulți prieteni. Deci avea pentru ultim răspuns la informație? Deocamdată. Da? Deocamdată nu mi s-au trasat sarcinile. Dar ce speră să faceți? Ce vă doriți să faceți aici? Deocamdată pot spune că știți foarte bine, este o practică. Marius nu are licența pro. Am acceptat să vin aici, mai departe vedem, pas cu pas o să ne trasăm sarcini de la conducere către echipă. Care? Practic, vă aflați în poziția de tehnician pe hârtie? Nu. Implicarea mea va fi cu siguranță și din sfaturile pe care le voi da lui Marius, dar mai cu seamă la echipa a doua și la centrul de copii. Vedeți o schimbare puternică în FC Botoșani în acest sezon? Păi sigur, FC Botoșani împreună cu Iașu țin standardul Moldovei, nu? Fotbalistice. Vedeți că toate echipele s-au prăbușit, începând cu Galațiul meu. Deci s-au ținut bine, chiar dacă au fost în play-out. Există risc de prăbușire și la Botoșani după ce au plecat în această vară? Doamne ferește, de cutremur. Nu, aici am întâlnit oameni serioși care știu foarte bine cum trebuie să făcute lucrurile și bravo lor, uite, au acum cred că 18 ani de când au lansat acest club și l-au ținut la un nivel foarte bun. Cunoașteți lotul? Știți pe ce vă bazați? Nu. Deocamdată orice este legat de club este sarcina lui Marius și a celorlalți antrenori. Care a fost ultimul dumneavoastră angajament? Ultimul meu angajament a fost la Oțelul Galați, managerul executiv al clubului. Acum câți ani? Acum o zi. De acolo ați venit aici? Nu, am venit aici, de acolo, de la Galați. Încercăm să refacem acolo gloria fotbalistică, dar, în primul rând, trebuie să creștem jucătorii tineri.